Vă salut, prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Un pont pe zi. Sunt Dan Bâr, alături de mine este, așa cum v-ați obișnuit, prietenul și colegul meu, Sabin Pârvan. Salut, Sabin! Salut, Dane, salut, pariori! Iată, ne întoarcem în fața noastră, noi, redactorii pariuri1x2.ro, cu vești foarte bune. În ediția trecută am avut numai puțin de 83 de ponturi corecte, foarte aproape de recordul nostru all time, să spunem așa, care este de cât, Sabine? 87 de puncte. 86, la fel știam și eu. Așadar, suntem foarte aproape de acest record, cu numai puțin de 83 de puncte corecte în emisiunea precedentă. Indiferent de număr, că e mai mare, că e mai mic decât recordul, totuși, iată, 83 de puncte corecte într-o singură emisiune, înseamnă că probabil aveți ce să câștigați urmărindu-ne. Și sper eu ca și ediția din această săptămână să fie una la fel de plină de succes, pentru că se apropie de final campionatele din Europa, ne apropiem de campionatul european și urmează o bătălie crâncenă în unele cazuri. Vom trece în revistă cele 83 de puncturi corecte, vom discuta despre partidele din play-off și play-out din Liga 1, pentru că avem trei meciuri foarte interesante în această etapă în campionatul intern. Steaua Viitorul, Pandurii Dinamo și Târgu Mureș-Astra. Vom vorbi și de lupta pentru evitarea retrogradării. Sunt dispute foarte interesante acolo, pentru că în continuare situația celor de la Chiajna, de la Botoșani, de la Timișoara este destul de neclară. Nici voluntari nu stă chiar senzațional, dar probabil că va scăpa. Vom merge apoi în Premier League, unde avem disputa aceasta de la distanță, să spunem, între Leicester și Tottenham. Vom analiza meciurile pe care cele două formații le dispută, dar ne vom referi și la partidele din Cupa Angliei, acolo unde încă se mai întâmplă lucruri interesante. Cupa Angliei, ca de fiecare dată, ne aduce multe surprize și o să vorbim despre aceste lucruri. În Germania, Stuttgart-Dortmund este una dintre întâlniri și avem un pariu cu o cotă mare, o cotă atractivă pentru această întâlnire. De asemenea, Schalke joacă cu Leverkusen și mai sunt meciuri interesante. În Spania, lupta dintre cele trei candidate la titlu este extrem de aprinsă și vom vorbi, printre altele, și de meciurile granzilor, Real Madrid, Atletico Madrid și Barcelona. Desigur, Barcelona este formația avantajată în acest final de sezon, pentru că are, iată, meciuri mai ușoare. Italia, Serie A, ne propune meciuri interesante. Avem Fiorentina, Juventus, Roma, Napoli și multe, multe alte chestii. Vom trece prin celelalte campionate, poate mai puțin în prim plan, dar interesante și care ne aduc mereu pronosticuri interesante. Vom merge în Franța, în Cupa Olandei, în Anglia, în Germania, Liga 2, în ligile inferioare din Anglia, în Australia, în Portugalia, așa cum v-am obișnuit, vom merge prin Belgia, Serie B, Elveția, futsal, handball, Liga Națională, acolo unde avem foarte multe pronosticuri, rugby, și vom încheia cu biletul săptămânii. Haideți așadar să vedem bilanțul ediției precedente. Marchez din toate pozițiile și joc în sute de meciuri și competiții folosind calculatorul și telefonul mobil. Câștigă cu winmasters.com. Pariază live acum! Bilanțul emisiunii trecute, așadar, prieteni, 83 de ponturi corecte și 3 pariuri cu miza returnată, adică nici n-am pierdut, nici n-am câștigat, n-am luat banii înapoi pe care pariasem pe cele 3 ponturi cu miza returnată. O să vedeți imediat care sunt. În play-off-ul ligii întâi am pronosticat corect faptul că se vor marca între 2 și 4 goluri la Steaua cu Astra, mă rog, Astra cu Steaua a fost 2-0 la final. Prevedeam victoria lui Dinamo în fața celor de la Târgu Mureș și faptul că Pandurii nu pierde la Viitorul. E bine, așa a și fost, pentru că gorjenii chiar au câștigat cu 2-0. În Premier League, Sabin, o serie de meciuri interesante și cote atractive. Da, la Norwich cu Sunderland am avut peste 3,5 cartonașe, lipsește cuvântul cartonașe acolo. Da. Au fost 4 și pe cornere am pariat aici. La Chelsea cu Manchester City, de asemenea, am mers pe cornere, peste 9,5 a fost 14. Lejer. Uite, o cotă de 2 pentru Bournemouth cu Liverpool. 1-2, noi am pus peste 2,5 goluri. Am avut un Leicester cu West Ham, X2, și peste 2,5 goluri la o cotă de 3,30. E bine de tot. Și ambele marchează, pariul mai simplu la o cotă de 1,77.
Iar la Stoke cu Tottenham, la limite ne-a ieșit pontul, a bătut cu Tottenham cu 4-0, dar noi pronosticasem 2-4 goluri. Exact, și a fost foarte bine că ai subliniat această cotă foarte mare, 3-30, a fost cea mai mare cotă oferită în ediția precedentă. În Spania am avut iarăși câteva cote interesante, de exemplu acest 2-0-5 la Getafe cu Real Madrid, 2 pauză, 2 final, am spus noi atunci, și peste 2,5 goluri. Un pronostic foarte inspirat, iată, am scos dintr-un match mai mult decât victoria lui Real Madrid, mai mult decât 2 pauză, 2 final, am scos și acest lucru pe care l-am adăugat, Sabine, peste 2,5 goluri. Un pariu extraordinar, să le spunem oamenilor unde găsesc acest pariu. Acest tip de pariu, vreau să spun. Variantele Real înscrie în ambele reprize, noi am căutat cele mai bune cote, dar sunt și la NetBet, sunt și la SportingBet, sunt în ofertele de pariuri ale tuturor caselor mari. Deci, pe care oamenii le găsesc unde? Hai să le spunem ca să știe. Pe site-ul nostru, nu? Sunt pe pariuri 1x2, sunt pe lângă ponturi. Găsiți și toate aceste variante de pariere la casele cele mai importante din România, la casele la care avem drept de joc în România. Și pe lângă pronosticuri din ofertele acestor case, noi evidențiem promoțiile pe care agențiile le au pentru utilizatori, promoții. Hai să le spunem oamenilor clar, Sabine, deci ei dacă intră pe site la noi, pe pariuri1x2.ro, acolo găsesc o listă cu toate promoțiile, adică ce bani poți câștiga dacă îți faci cont. Acolo. Noi le-am subliniat care sunt casele de pariuri care sunt serioase, care într-adevăr dau banii ăștia, care au oferte atractive. Și oamenii vor intra, o să vadă lista respectivă și o să-și aleagă fiecare ce îi se potrivește, nu? Exact, uite, și apropo de promoții, pe lângă bonusurile de bun venit, care sunt, nu știu, casele de pariuri se bat în aceste bonusuri de bun venit, sunt din ce în ce mai mari, practic nu este nicio casă de pariuri care să-ți ofere atunci când deschizi contul sub 150 de lei, sub 150 de ron. Plus, în afară de asta, cine își face cont de pe site-ul nostru, mai are un bonus suplimentar. Mai primește, de exemplu la SportingBet mai primește încă 50 de lei în plus. Deja are 200 de lei la deschidere, încă 50 cumva cadou SportingBet împreună cu pariul 1x2. Excelent. Hai să le spunem oamenilor mai departe despre ponturile din Spania și mai revenim dacă e nevoie. Am spus așa, ambele marchează la Levante cu Spaniol. Real înscrie în ambele reprize, iarăși un pont interesant, 1.79. Așa a și fost, pentru că a condus cu 2-0 la pauză și a mai dat până la 5-1 în repriza a doua. Las Palmas. Da, zi. La Barcelona-Valencia au fost două ponturi. Am evitat repriza. Noi am spus că nu se va marca până în minutul 15. Foarte bine, marcat. Bun. Foarte bun. Iar pontul secundar a fost 3-5 goluri în meci. A câștigat Valencia cu 2-1, iar noi am prins o cotă de 2. Și am mai avut la Las Palmas cu Gijón, gol în ambele reprize, 1-82, nemaipomenit. Haideți să ne uităm și în Bundesliga acum. În Bundesliga cea mai bună cotă a fost un 2-3-7, 1-1, oricând în meci, a fost încă din minutul 33, am scăpat de emoții. Unde găsesc oamenii, Sabin, spune-le tu acest pariu, scor corect oricând în meci, 1-1? Da, este varianta de pariere de care noi, redactorii pariului 1x2, ne-am îndrăgostit. O găsim în oferta SportingBet. Absolut toate meciurile au această variantă. Dacă se mai întâmplă ca la unele case să anumite variante de pariere să fie scoase din ofertă, uite, la SportingBet această variantă o găsim pentru toate partidele și iar cotele sunt extraordinare. Nu e 1-1 singurul rezultat care poate fi pariat. Se poate paria am fi putut să pariem 4-1 scor corect oricând în meci la meciul Realului și aveam o cotă de 15-20. Deci, dar cota asta de undeva la 2-40 pentru 1-1 scor corect oricând în meci ne place nouă foarte mult și cred că din vreo 10-12 ponturi oferite pe această variantă în emisiune, noi am prins vreo 10 până acum, deci chiar se merge. Exact, un procentaj foarte bun pentru acest pariu. O cotă mare am avut și la Hoffenheim cu Hertha, ambele marchează 1-80, pariu prins destul de lejer, a fost 2-1. În Serie A, iată, unul dintre meciurile de care vă spuneam că au fost cu mize returnate și iată avantajul de a paria cu handicap asiatic. Inter-Napoli, spuneam noi, peste 2 goluri cu handicap asiatic. Adică dacă se marcau fix 2 goluri, primeam bani înapoi. E bine, chiar așa s-a întâmplat, s-au marcat fix 2 goluri și n-am pierdut. E o măsură suplimentară de prevedere pe care unii pariori o preferă, alții preferă să o folosească pentru a fi un pic agresivi și a risca, eu știu, la surprize folosind handicapurile asiatice.
În altfel de pariuri, bineînțeles. Bun, haideți să ne mai uităm. Unibet și 888 Sport sunt platforme de pariuri care oferă o mulțime de variante de pariere pe goluri asiatice. Da. Și la număr final de goluri, deci la număr de goluri în final de meci, dar și număr de goluri pe echipă. Acolo chiar e raiul pariurilor profesioniști, ca să zic așa, pentru că multă lume fuge de aceste handicapuri asiatice, dar eu cred că e o mare greșeală. Handicapurile asiatice ne oferă posibilitatea de a ne recupera banii sau o parte din bani, de a paria puțin mai agresiv, cum ai spus și tu, dar în același timp protejându-ne, sau de a paria mai lejer, fără niciun fel de risc. Așa este și să le mai spunem oamenilor că știu eu că sunt foarte mulți care nu știu încă ce înseamnă handicapurile asiatice. Ei bine, descrierea acestor tipuri de pariuri, unde o găsesc, Sabine? Trebuie să dea click pe butonul ghid de pe site-ul nostru și acolo va fi o prezentare detaliată a fiecărui handicap asiatic. Tipurile de pariuri cu handicap asiatic. Bun. Verona Frosinone, ambele marchează, spuneam noi data trecută, a fost 1-2, un pariu iarăși ușor câștigat. În Liga am avut iarăși un pariu cu mizeră turnată Lorient Toulouse, peste 2 goluri asiatic, aceeași poveste, 1-44, n-am riscat, 1-1 a fost scorul final. La Troacul Rems am spus peste 2,5 goluri, a fost 2-1 și am prins o cotă foarte bună, și anume 1,75. Iarăși am folosit pariul acela de care vă spuneam mai devreme, scor corect oricând în meci, 1-1, 2,65 cota, și am prins la Lorient Toulouse 1-1, care a fost chiar scorul final. Monaco-Marseille 1 cu handicap 0, iarăși ne-am protejat, poate nu bate Monaco, a bătut, dacă nu băteai să termina egal, primeam măcar banii înapoi. În alte campionate, iată, am mers în Jupiler League în Belgia și am avut 1-80, 1-74, 1-74 pe aceste idei cu ambele marchează și un handicap asiatic, 1 cu handicap asiatic la Muscron cu Standard Liege, a fost 2-0, iată, Standard Liege încă o înfrângere. În Serie B, ne-am obișnuit, rezultatele au fost excepționale. Iată câte pronosticuri corecte, numai puțin de 4, 5, 6, 7, 8, 9 pronosticuri. Poftim? 9 din 11 oferite. 9 din 11, da. Excepțional. Pentru cei care ne tot întreabă, dar ok, dați numărul de pronosticuri corecte. Uite, noi avem multe pronosticuri oferite, dar foarte multe dintre ele sunt corecte. Acum am avut 9 din 11 și mai trebuie să se rețină cei care urmăresc emisiunea noastră. Da. Faptul că toate aceste pronosticuri sunt gândite undeva de luni până marți seară, să zicem. Miercuri se toarnă emisiunea, deși apare pe site undeva mai târziu, joi, vineri. Noi, miercuri, trebuie să avem toate aceste pronosticuri gata și vă dați seama, nu avem acces la informațiile. Hai să nu ne plângem, hai să fim așa cu zâmbetul pe buze, că am reușit un procentaj iarăși excepțional, un număr de ponturi excepțional. Pe oameni nu cred că interesează când facem noi emisiunea, important este să iasă ponturile și ies. În Olanda, iarăși, succese deosebite, fără mari bătăi de cap. La fel s-a întâmplat în Championship, în ligile inferioare, în celelalte ligi inferioare din Anglia și am avut și acest cavă între Millwall, ambele marchează, o cotă de 1,74. Preston cu MK Dons, peste 2 goluri asiatic, povestea de care vorbeam mai devreme, 1-1, banii returnați. În Portugalia, iarăși 7 ponturi corecte și le vedeți pe micul ecran. În Elveția avem Lugano cu Thun, 1x, spuneam noi atunci, iată ce cotă excepțională la 1x, numai puțin de 1,71, victoria celor de la Lugano cu 2-1 în final. În celelalte campionate am mers în Ucraina, Shakhtar Olimpic Donetsk, peste 2,5 goluri, a fost 3-0, ne-am scos. Minsk bate Borisov 2 și bate, dă cel puțin 2 goluri, e bine, a câștigat cu 3-2 și ne-a ieșit pariul. În Irlanda de Nord, iată foarte multe campionate trecute în revistă, am mers în alte sporturi apoi, unde pentru o cotă de 1,93 la Cluj cu Deva, am spus 2 și peste 8,5, scor final 3-6, la Timișoara cu Sfântul Gheorghe, o cotă de 2,20 pentru 1 și sub 7,5, 4-2 scor final. Înscria cineva, Sabin, și știi și tu foarte bine care au fost mesajele astea. Oamenii ne spun, Dane, uite, am prins biletul cotă 5, pe Sabine am prins nu știu ce cu ponturile de la voi din emisiune. Noi primim multe astfel de mesaje și
le găsiți pe, eu știu, informații despre ce au câștigat oamenii cu ponturile din emisiune, le găsiți pe site-ul nostru pariuri12.ro. Bun, haideți să ne apucăm de treabă, să vedem ce pariem în acest weekend. Pariază și câștigă de pe telefonul tău cu netbet.ro. Pariază când vrei, oriunde ai fi. Fotbal, tenis, basket și multe alte sporturi disponibile. Netbet.ro. Pariem împreună 100% legal. Vom începe așa cum ne-am obișnuit cu meciurile din Liga 1, cele din play-off, pentru că acolo e interesul poate mai mare, vorbind de lupta aceasta pentru locurile de Champions League, de Europa League. Steaua primește vizita celor de la Viitorul și dacă Viitorul este într-o degringoladă totală, cred eu că Steaua va profita. Așa cum poate în momentul de față, am văzut, e sub Astra și eu chiar cred că în momentul ăsta Astra va câștiga campionatul. Eu am mizat pe Steaua inițial, mă gândeam că va reuși să recupereze handicapul, însă meciul direct ați văzut ce a arătat, o dominație până la urmă logică și naturală a Astrei. Felicitări acestei echipe micuțe, pline de probleme, dar care, iată, a știut să se mobilizeze și să își creeze un avantaj de 6 puncte în finalul sezonului față de Steaua, principala urmăritoare. Însă lucrurile nu sunt foarte simple în Liga 1, pentru că în continuare locul 2 este unul disputat. În momentul de față, Steaua are 36 de puncte, pe locul 2 Pandurii cu 34, pe locul 4 este Dinamo cu tot 34 de puncte, iar mai jos Viitorul și Târgu Mureș fără obiectiv în finalul de sezon. Cu atât mai mult mizez pe victoria Stelei în acest caz. Pandurii și Dinamo, care își dispută la rândul lor o poziționare cât mai sus în clasamentul final, se întâlnesc în meci direct. Ne gândeam noi, Sabin, la un pronostic gen ambele marchează. Da, e partida directă și nu doar pentru locul 3, deci pentru ultima treaptă a podiumului, ci chiar pentru locul secund. Steaua ar mai putea derapa pe final de campionat acum, diferența de puncte nu este mare, iar câștigătoarea meciului, dacă va fi una la între Pandurii și Dinamo, are șansa de a rămâne acolo în trena Stelei. Contează foarte mult. Exact. Noi am pariat ambele marchează pentru că sunt două echipe, bine, nu au făcut spectacol pe parcursul acestui sezon. Un plus pentru Pandurii la acest capitol, care în campionatul regulat chiar a avut meciuri foarte bune. Punem noi ambele marchează și cred că e un pariu cu șanse mari de reușit. Bun. Și vedem în acest fel și cum crește cota lui Edi Iordănescu. Îl felicit din tot sufletul, pentru că mă bucur, așa cum am mai spus-o de nenumărători, pentru antrenorii tineri. Târgu Mureș primește vizita celor de la Astra. N-are voie să piardă Astra după parcursul foarte bun din ultima vreme. Nu are voie cel puțin să piardă. Poate va și câștiga, probabil. Noi mizăm pe exact pe acest lucru. Am mers pe 2 cu handicap asiatic 0, adică la egal primim bani înapoi. Nu credem că totuși va pierde Astra. Acum balonul e rotund, privit din multe unghiuri, să spunem așa, să facem o glumă. Rămâne de văzut cât de intens va lupta Târgu Mureș. Nu e exclus o surpriză nici aici, dar mai degrabă credem noi că pronosticul logic corect, strict sportiv, e 2 cu handicap asiatic 0. Mergem în play-out, acum acolo unde voluntariul primește vineri de la ora 18 vizita celor de la Craiova. Vă spuneam, voluntarii în momentul de față nu e chiar cea mai amărâtă echipă din play-out, dar nici liniștită nu stă, pentru că în momentul de față cei din voluntari au 22 de puncte. Botoșaniul, următoarea amenințată, bine, și Chiajna, au câte 21 de puncte, adică imediat următorii. Urmează pe locurile care retrogradează teoretic direct Timișoara și Petrolul. Timișoara cu 19 puncte, Petrolul nu mai contează, deja e retrogradată. Așadar, voluntari cu Craiova, Sabin. Voluntari cu Craiova, voluntariul după două partide fără punct câștigat, revine acasă. Craiova o echipă, nu știu, nu prea... Consistentă. Consistentă, da, în ultimele partide, un singur punct în precedentele trei etape. Noi credem că Universitatea sau CSU Craiova nu va reuși să plece cu toate cele trei puncte de la voluntari, dar este posibil să marcheze, pentru că această idee că ar putea termina pe prima poziție play-out-ul contează, zicem noi, chiar dacă Craiova nu are drept de joc în cupele europene. Da. S-a rupt puțin campionatul în play-out,
Da. CSMS Iași s-a distanțat. Bine, are meci la Cluj acum, lucrurile s-ar putea inversa. Și cu Craiova și ea practic scăpată de retrogradare. Bătălia mare va fi între Voluntari, Concordia, Botoșani și Timișoara. Eu cred că Timișoara o să pice direct și Botoșani o să meargă la baraj, pentru că Voluntari și Concordia au echipe bune în acest moment. Dacă îmi permis, Sabine, aș face o paranteză și aș sări un pic din ordinea asta firească a ideilor. Eu mă gândesc că e exact terenul propice pentru a se întâmpla diferite lucruri neașteptate în acest moment. Sunt ultimele etape, gata, se trage linie, e clar, Iașu și Clujul au scăpat. Nu m-ar mira să vedem un pauză final pe aici pe acolo. Vorbind inclusiv de acest meci CFR CSMS Iași, știi tu la ce mă refer cu pauză finală, o întoarcere nebunească de scor. Spre exemplu, o formație conduce și este apoi învinsă, eu știu, eliminări, cartonașe, știți cum se pariază, mai ales la pariurile astea live, când sunt cote foarte bune, o eliminare, meci, pariu, cartonaș roșu, meci, pardon, penalti, meci, pauză final. Atenție că zic eu că dacă ar fi să răsară așa o floricică crescută invers, ar fi posibil la meciurile astea relaxate, unde nu e prea multă presiune. Așadar, Timișoara cu, pardon, Voluntari Craiova, spuneam, ambele marchează și 1X. Sâmbătă, ora 18, avem Timișoara Chiajna. Spunem noi să nu ne complicăm, Chiajna marchează. Avem Petrolul Botoșani, Sabin, ambele marchează. Scurt, dar interesant, vreau să-mi spui ceva despre Botoșani în acest final de sezon. Da, și-au odihnit Botoșaniul jucătorii sau câțiva jucători importanți la CFR și s-a văzut acest lucru. Bine, nu doar faptul că 2-3 jucători au stat pe bancă sau în tribune a dus la înfrângerea cu 6-0 a Botoșanului, dar oricum a contat. Probabil grozavul își pune acum toate speranțele în 3 puncte cucerite la Petrolul, dar Petrolul joacă foarte bine în această perioadă și îi va fi greu să câștige acolo, dar să marcheze poate. Să nu uităm că Petrolul are până la urmă o defensivă extrem de permisivă. Am spus, noi ambele marchează. Da. Ca să înțelegeți de ce insistăm noi pe Botoșani, am mai spus-o, dar o spun că mereu apar oameni noi care ne urmăresc, Sabin e din Botoșani. Și dacă ați remarcat în meciurile astea, câteodată mai sare câte unul dezbrăcat pe tren care aleargă, traversează terenul la meciurile Botoșanului, acela e Sabin. Dar are o codită. Poftim? Și are și o codită după el. Are. Bun. Acum, cred că nu o să-l uitați pe Sabin, că e din Botoșani. Mergem la meciul CFR-ului cu CSMS Iași. Spuneam noi 1-3 goluri în meci. Mi se pare un pariu care acoperă destul de bine ce am spus mai devreme, dar iarăși aș mai lărgi un pic chestia asta, așa spune 2-4, parcă s-ar pleta mai bine cu suspiciunile. E mult suspiciuni. Nebuniile noastre de pariori, așa, care încercăm și noi ca să nu ne plictisim, că prea multe din meciul ăsta ce poți să scoți? Că sunt echipele deja aproape salvate. Bun, cam asta e Liga 1. Nu vreau să insistăm mai mult pentru că mai avem foarte multe pronosticuri corecte în celelalte campionate. Pronosticuri interesante, vreau să spun, extrem de atractive în celelalte campionate. Și vă invit pentru început să pornim acestor în Europa cu Premier League, campionatul Angliei. E bine, iată, situația lui Leicester, liderul din Premier League, s-a complicat un pic, nu foarte mult, pentru că era de așteptat ca la un moment dat să mai apară și un pas greșit sau mini-pas greșit, că nici măcar pas greșit nu poți să-i spui rezultatului de egalitate din ultima etapă, dar e parcă extrem de interesant în momentul ăsta să vezi cum două formații, de Leicester și Tottenham, se luptă pentru supremație într-un campionat în care noi eram obișnuiți cu marele Big Four, care Big Four era de fapt Big Five, să spunem așa, în funcție de ediția de campionat. Însă, cred eu că Leicester rămâne favorită. Îmi doresc foarte mult să câștige această echipă campionatul. Are un meci mai ușor de data asta, dar atenție, finalul de campionat nu e deloc simplu, cu deplasări la Manchester United și Chelsea. Însă, având în vedere ce urmează, e obligată Leicester să câștige partida cu Swansea. Noi am dat 1x la meciul ăsta și 0-3 goluri în meci. Sabin, crezi că ar fi foarte riscant dacă am paria unul solist? Nu joacă Vardy și... Nu joacă, e adevărat.
Dar n-a jucat nici singur până acum în restul sezonului. Nu, a fost și Mahrez acolo, un alt golgheter născut, din câte se pare, deși vine de undeva din spate, deci nu e la finalizare ca Vardy. Da, nu știu exact care a fost decizia finală în cazul lui Vardy, dar se pare că nu va juca nici etapa asta, nici etapa următoare. Oricum, Leicester era conștientă că, sau Ranieri e conștient că nu are o bancă de rezerve extraordinară la nivelul primului lot. Să spunem așa, Sabin, dacă îmi permiți să fac o glumă și eu nu mă dezic de la ce spun, eu cred că Ranieri nu e conștient niciodată și de asta Leicester e pe primul loc. Că dacă aducea un antrenor normal cu minte în cap, gen cum a procedat Manchester United sau, mă rog, altcineva, ați văzut, rezultatele sunt cum sunt. Dacă îmi aduci un nebun și un om care nu mai are treabă cu fotbalul și duce echipa asta micuță, nu poți să zici că e conștient. El nu e prea conștient, dar se întâmplă miracole și în fotbal. Și de-aia ne place fotbalul. Da, și sperăm ca nebunia lui Ranieri de această dată să-l conducă către ceva bun, pentru că îl știm pe Ranieri de ani buni și mai știm despre el faptul că ratează obiectivele exact pe final de sezon. Finale de cupe pierdute o mulțime, campionate pierdute pe ultima 100 de metri din nou a avut câteva. Deci e o problemă cu Ranieri. Cât ai pariat, Sabin, pe Tottenham în momentul ăsta? Cât ai avea curaj să pariezi pe Tottenham că ia campionatul? Zi-mi așa o sumă. Hey, aș pune un 20 de lei, să zicem, pentru că se merită. Cota e excelentă, e undeva la 5-6, deci un 20 de lei săriști nu ar fi mare lucru, mai ales că, exact cum ai spus și tu, Leicester încheie campionatul cu jocuri împotriva unor trupe tari, Everton, United și Chelsea. Bine, da. Două dintre ele fără niciun obiectiv decât eventual să pună bețe în roate liderului. Și United sau poate chiar din potrivă. Poate chiar din potrivă, dar să știi că o echipă ca Everton, eu cred că, deși Anglia e peste suspiciunile noastre, nu există acolo aranjamente, deși sunt unele evidente, meciuri ciudate, nu vorbim despre aranjamente. Eu cred că Everton i-ar da 3 puncte lui Leicester, doar așa ca să le facă în ciudă granzilor care au carotat-o de-a lungul anilor în drumul către o performanță majoră. Îmi place cuvântul ăsta, carotat. Bun. Cam asta se întâmplă, să știi. Nu are rost să ne ascundem. Să ne ferim de cuvinte. Bun. Cu siguranță și Tottenham va mai pierde puncte, pentru că Leicester nu joacă doar ea singură în campionat și Tottenham totuși nu e nici Real Madrid, nici Barcelona. Tottenham joacă etapa asta cu West Brom, după aia urmează o deplasare cu Chelsea, la Chelsea. Joacă acasă cu Southampton și încheie campionatul la Newcastle. Da, meciuri la fel de grele până la urmă. Chelsea, asta zic și eu. Derby al Londrei, Newcastle, probabil, eu cred că atunci va fi retrogradată, dar în sfârșit ar mai avea încă o șansă. Southampton, trupă ce încă speră la locul 5. Bine, să vedem ce o să se întâmple în meciurile următoare. Noi am spus Tottenham cu West Brom, Tottenham marchează minim 2, pentru că West Brom nu mai are o țintă în acest moment. Eventual un loc 11, dar n-ar fi mare diferență. Tot din Anglia, am mai mers noi pe 1-1 solist în Manchester City cu Stoke. Da, și la Manchester City trebuie să spunem că 13 din ultimele 15 meciuri jucate acasă în campionat de Manchester City s-au încheiat cu over. Deci 13 din ultimele 15, adică cred eu mai mult de atâta. Putem să mai insistăm, să mai umflăm un pic pariul ăsta. Lăsăm o dată așa, având în vedere ce a făcut Stoke și etapa trecută 0-4 acasă, dar cred eu că mai putem insista un pic. Manchester City dă minim 2, victorie City, victorie handicap și așa mai departe. Urmează pentru City prima manșa dublei cu Real. E posibil ca ai dreptate, îmi cer scuze, aici am scăpat din vedere. Ai perfectă dreptate, pentru că City... Dar nici 1-0 nu cred că o să fie. Nu. Uite, dar City înaintea partidei cu PSG a făcut un 2-1 acasă cu cine? Cu West Brom. A condus West Brom cu 1-0 și a revenit City. Deci îi stă în caracter să aibă astfel de rezultate cu răsturnă de scor eventual. Meciul este marți, atenție, deci nu e nici măcar miercuri. Da. E intervalul destul de strâns. E clar că se vor menaja oarecum într-o anumită măsură. Cu atât mai mult cu cât titlul e cam ieșit din discuție. Locul 3 se joacă și calificarea directă în grupe. E clar, Tottenham
nici Tottenham nu mai poate fi atinsă, bine, locul 2 sau locul 3, mai puțin nu se uită la bani, la banii care ar putea... Da, dar lupta cu Arsenal este în momentul ăsta extrem de importantă. Deci, nici, chiar dacă urmează Real Madrid, cred eu că nici situația din campionatul intern nu poate fi neglijată, pentru că totuși una e locul 3, alta e locul 4. Exact. Mai avem un Liverpool cu Newcastle, peste 2,5 goluri în meci. Deci pentru Liverpool vine prima manșa semifinale de Europa League. Eu cred că Klopp a cam tras linie în campionat și a spus gata, ok, nu mai putem face nimic în campionat, hai să câștigăm Europa League pentru o participare în Liga Campionilor. Klopp a spus că nu e interesat de o participare în cupele europene, vrea să construiască o echipă, dar eu cred că o participare în Liga Campionilor nu i-ar displace absolut deloc. Bournemouth cu Chelsea, peste două goluri în meci și peste două goluri marcate de Chelsea, deși Chelsea nu a realizat prea multe lucruri în ultimele partide. Cred că la o formație fără obiectiv poate marca și nu doar o dată. Sunderland cu Arsenal, 2-4 goluri în meci. Îmi place foarte mult ce joacă Sunderland, dar acum e cu Arsenal meciul, nu mai este cu Norwich. Leicester cu Swansea, am spus, 1x și 0-3 goluri în meci și Tottenham West Brom, Tottenham marchează minim 2. Mai avem și semifinalele de FA Cup. Ambele se joacă pe Wembley. Atenție, teren neutru, dar se joacă pe Wembley. Știi ce îmi pare rău? Că n-au făcut un cuplaj ca pe vremuri. S-a bine să le pună pe amândouă în aceea zi. Ar fi trebuit să cheme poliția din Londra, toată poliția din Londra să fie în jurul stadionului, pentru că ar fi fost... oricum, dacă ar fost... Păi cine mai e din Londra în afară de... Cine e din Londra? Nu e nimeni. Nu, e Palace din Londra, dar fanii lui United, vin fanii lui Everton, echipă din Liverpool, Liverpool și Manchester, două orașe care nu se suportă în fotbal. Păi și nu le găseau câte 20-25 de mii de locuri la fiecare acolo să... Ba, da, ar fi fost cu siguranță foarte frumos, mai ales că Wembley are 80 de mii de locuri, dacă nu mă înșel. Mm-hmm. Da, uite, din punct de vedere financiar, acum îmi dau și seama că, până la urmă, la bani se duce gândul în cele din urmă. Da. Păi mai bine să câștigi cu un stadion plin în două zile decât un stadion plin un singur, nu? Exact, gândește-te că la acea cupă destinată sau la care au drept de participare doar formațiile de la locul 3 în jos, din Liga a 3-a în jos, finala se joacă tot pe Wembley și sunt 90.000 de oameni la meci. Deși joacă, Colchester cu... Exact. Da. Am scăpat din vedere aspectul ăsta, dar sincer, dacă ai fost pe Wembley, s-ar fi jucat două semifinale de Cupa Angliei, una după alta, să fii tu, Sabin Pârvan, pe Wembley acolo, ai fi ținut minte toată viața? Da, dar din banii de bilet mi-aș fi cumpărat probabil un apartament în Botoșani, deci preferam să-mi schimb banii. Sabin, hai să spun acum, dacă te gândești la apartament și banii de așa, eu îți dau următoarea treabă. Dacă tu observi că merge chestia asta cu săritul peste tribună și alergatul dezbrăcat pe teren, poți să-ți faci o meserie din asta. Nu știu dacă aveți club de striptease în Botoșani, dar uite, dacă n-aveți, cu atât mai bine. Deschizi unul și îți iei apartament în Botoșani cu 4 camere, nu cu 2 camere. Ținând cont de faptul că și soția o să vadă emisiunea, o să spun clar că nu cred că avem club de striptease în Botoșani. Dar, știi sigur sau nu crezi? Nu știu deloc, nu mă interesează aspect. Nu te interesează acest aspect. Bun. Așadar, Everton cu Manchester United, da, ambele marchează. Crystal Palace, Watford, spunem noi, mai degrabă un echilibru aici, dat fiind și ocazia celor două formații de a disputa o partidă la acest nivel. Cote, ok, zic eu, 1.80-1.62. Mergem în Bundesliga, prieteni, pentru că v-am pregătit niște lucruri foarte interesante acolo. Campionatul german, așadar, debutează vineri cu partida dintre Hamburg și Werder Bremen. Ne-am gândit noi, în buna tradiție pe care o tot repet în fiecare emisiune aproape, ambele marchează, știm cum e primul meci al etapei în Germania, 1.62. Sâmbătă avem Köln cu Darmstadt, X în minutul 30. Sabine, de unde ți-a venit această idee? De la Köln mi-a venit această idee, o echipă alături de Ingolstadt foarte, foarte închisă. Au făcut orice țap în acest sezon pentru a nu retrograda. Nu au un lot ieșit din comun, dar au un antrenor inteligent care le-a spus clar elevilor săi, oameni buni, într-o ligă în care Wolfsburg stă pe 8 și Hamburg, o echipă cu un potențial financiar fantastic, e abia pe 12, în care Werder și Stuttgart, care au în spate
producători auto extraordinari. Eu cred că e momentul să, sau cred că ar fi mai bine să avem grijă meci de meci, în primul rând să nu pierdem. Uite, au ajuns la 10 remize, e record alături de cele 10 a lui Hoffenheim. Doar 9 victorii, doar 32 de goluri marcate, extrem de puține în 30 de etape în Bundesliga, acolo unde se marchează pe bandă rulantă, dar și doar 39 primite, capitol la care Köln s-ar putea lua la trântă cu trupe precum Dortmund sau Leverkusen sau Gladbach. Bine, pe Gladbach a lăsat-o mult în urmă. Da. Darmstadt e cam la un punct, două de evitare a retrogradării și mă gândesc că un X în acest meci le-ar prinde bine ambelor formații, mai ales dacă Werder nu reușește să câștige la Hamburg, un rezultat deloc imposibil. Ok, bun. Ne-am lămurit cum e meciul ăsta. Mie nu-mi place o echipă în Bundesliga, așa nume Hertha. E bine, Hertha în etapa asta joacă cu Bayern München, Hertha pe care o doare un pic capul în momentul ăsta, cu un singur punct în ultimele trei runde. Iată, primește vizita celor de la Bayern München. Bayern ocupată și ea în perioada aceasta, pentru că este una dintre formațiile care este angrenată în Liga Campionilor. Spune-i tu, Sabine, mai multe goluri în repriza a doua, pentru că e o cotă foarte bună, 2-0-5, dar eu zic și sper ca Hertha să piardă partida. Ingolstadt primește vizita lui Hannover, 2-4 goluri în meci, o cotă de 1-50. Stuttgart, echipa la care uneori mai activează și prietenul nostru Maxim, primește vizita lui Dortmund, ambele marchează și peste 2,5. Pentru această variantă avem o cotă foarte bună, 1,80. V-aș ruga să remarcați și un fapt, faptul că în Germania cotele sunt destul de nefavorabile pariorilor în multe situații. Cu greu scoți ceva atractiv și uneori e nevoie, iată cum e acest Stuttgart cu Dortmund, să combin pariuri pentru a scoate ceva cât de cât omenesc. Sâmbătă, Schalke, Leverkusen, 1x, o cotă de 1,50. În momentul de față, Schalke este pe locul 7 în campionat cu 45 de puncte, în vreme ce următoarea clasată, Mainz, prima echipă care merge în Europa League, are același număr de puncte, însă avantajul golaverajului, obligată Schalke să scoată ceva din acest meci, însă la fel stau lucrurile și pentru Leverkusen, aflată pe loc de Champions League în momentul ăsta, pe locul 3, nu vrea să piardă disputa cu Hertha, însă etapa asta este favorabilă lui Leverkusen. Orice punct sau o eventuală victorie ar simplifica mult finalul de campionat. Gladbach joacă cu Hoffenheim acasă și mergem noi pe faptul că echipa gazdă va marca cel puțin 2 goluri, o cotă de 1,48, și Frankfurt Mainz peste 2,5 goluri și o cotă de 1,76. A venit momentul să vorbim despre granzii Spaniei. La Liga, prieteni, se termină într-un mod neașteptat diferența de puncte dintre cele trei mari puteri, să spunem, ale momentului, deși știm foarte bine că în Spania sunt, de fapt, două mari puteri și o echipă cu foarte multă încredere și foarte mult tupeu, anume Atletico Madrid. E bine, diferența asta s-a redus considerabil și cred eu că, într-un fel, e ca la o emisiune TV. Nu vrei să ai o emisiune TV plictisitoare în care se știe dinainte cine câștigă și așa mai departe. E bine, la fel s-a întâmplat și cu Barcelona, Real Madrid și Atletico Madrid, care, iată, au primit un scenariu nou pe final de sezon. Lupta s-a schimbat. E adevărat, Barcelona traversează o perioadă proastă, fiind eliminată inclusiv din Liga Campionilor. Și poate, doamne, e regizorul acestei neașteptate întoarceri, întorsături în viața celor trei cluburi. Însă, realitatea este următoare. În momentul de față, Barcelona și Atletico Madrid sunt la egalitate de puncte cu câte 76 de puncte, iar Real Madrid are 75. Finalul de sezon o avantajează Barcelona, dar Barcelona, dacă mai pierde puncte, o să fie mare, mare deranj. Gijón pare victima sigură în ziua de sâmbătă la 21:30, Barcelona-Gijón. Ce zici, Sabin? Barcelona va câștiga ambele reprize. Să spunem că e primul meci dintr-o serie favorabilă Barcelonei, cum ai spus și tu, final de campionat foarte bun. Urmează Betis, Espanyol și Granada, în timp ce Atletico va mai juca cu Malaga, Rayo, Levante, Celta.
Iar Real, bine, care are și un punct în minus, cu Rayo, Sociedad, Valencia, atenție, și Deportivo, cu Sociedad și Valencia, și Deportivo în deplasare. Uh-huh. Barcelona trebuie să forțeze, bine, nu se pune problema calității la Barcelona, poate fi doar un blocaj psihic, moralul puțin zdruncinat, dar eu cred că Barcelona își va reveni și va da cu Gijón de pământ, să câștige ambele reprize Barcelona și probabil multe goluri înscrise de catalani în această partidă. Să nu uităm faptul, Sabin, că deși poate fi vorba de o mică criză, adică o scurtă perioadă, este o mare problemă la Barcelona, pentru că a fost eliminată inclusiv din Liga Campionilor. Iar dacă se mai întâmplă ceva și în campionat... Da, e tragedie mare. Da, noi credem că Barça va reuși în cele din urmă să câștige titlul. Uite, la Sporting Bet, în ciuda acestui picaj incredibil al catalanilor, Messi și compania rămân principalii favoriți la trofeu, urmați de Atletico și Real Madrid, dar la mare, mare distanță. Deci, oarecum neașteptat, deși situația se prezintă în acest moment așa cum e. Uite, dacă la Barça cu Gijón noi pariem pe goluri multe marcate de Barcelona, la Atletico Madrid cu Malaga am fost precauți și ne gândim că Malaga poate oferi clubului Atletico un meci echilibrat, în primul rând, sub 1,5 goluri în repriza întâi. Altfel am gândit meciul Rayo cu Real Madrid, în care Real Madrid, dezlănțuită, va reuși, la fel ca Barça, să marcheze în ambele reprize. Încă nu avem cotele, dar suntem convinși că acestea vor fi bune. Hai să vorbim și de muritorii de rând. Echipa lui Gâlcă, spaniol, joacă la Las Palmas, 2-4 goluri, ne gândim noi. Eibar joacă acasă cu Deportivo la Coruña, același pronostic. Tot pe 2-4 goluri merge și la Levante cu Bilbao. Sevilla joacă cu Betis. Sevilla, bineînțeles, ne așteptăm la victoria gazdelor, dar și la cartonaș, și atenție. Vedeți ce ofertă găsiți, care vi se pare mai sigură sau mai curajoasă, alegeți-o și drămuiți bine miza. Getafe primește vizita lui Valencia și spuneam noi, ambele marchează probabil. Villarreal acasă primește vizita lui Real Sociedad, peste 2,5 goluri. Asta e Spania, zic eu că e o etapă interesantă, dar care ar putea să nu clarifice nimic în lupta la titlu. Mergem în Serie A, acum, prieteni, în campionatul Italiei. Campionatul Italiei, așadar, ne aduce aceste super întâlniri, meciuri foarte interesante, și anume Fiorentina-Juventus și Roma cu Napoli. Roma-Napoli, un meci la care nu ne-am putut abține și am oferit numai puțin de 3 pronosticuri. Da, am mers pe cartonaș în primul rând, pentru că este bătălia finală pentru locul secund din punctul de vedere al Romei. Am pariat 1x pentru că Napoli, mai ales după ce a demolat-o pe Bologna, scor 6-0, este mult mai aproape de locul 2 în acest moment. S-ar mulțumi și cu o remiză la Roma, dar nu excludem o victorie a gazdelor, care până la urmă, de când au fost preluați, de când Roma a intrat pe mâna lui Spalletti, se descurcă din ce în ce mai bine. Și în același timp, până ambele marchează, zic eu, evident, pentru formațiile care au cele mai bune ofensive la sezonului din Serie A, 72 de goluri marcate de Napoli, 70 înscrise de Roma, enorm pentru acest campionat, destul de închis în continuare și interesant la distanța apreciabilă de Juventus, care are doar, bineînțeles, între ghilimele, 62 de goluri înscrise. În aceeași măsură, defensive destul de primitoare, Roma cu 36 de goluri încasate, 3 weekendul trecut la Atalanta, iar Napoli cu 29 primite. Da, asta cu defensive primitoare, mă glumesc acum, sper să nu se supere nimeni, mă ducea la gândul, cu gândul la o chestie, eu știu, poți să complimentezi o femeie în genul ăsta, nu? Că are o defensivă primitoare. E praf cu apărarea. Nu? Probabil. Da, Sabin, deci rog-o pe soția ta să nu se uite la emisiunea de data asta. Ok, uite, avem și Inter-Udinese, peste 2 goluri asiatic. Scuze-mă, vreau să spun o chestie la Fiorentina, care, iată, pune capăt unei serii extrem de proaste, de nefericite, cu vreo 7 partide fără victorie. E adevărat, a avut-o pe Sassuolo, dar e bine că a reușit să câștige. Crezi că îi va face probleme lui Juventus? Singurele probleme ce ar putea să apară din punctul nostru de vedere al pariurilor în acest meci
a rezultat din eventualitatea ca Juventus să se mulțumească și cu un egal, pentru că altfel eu cred că Juventus o poate învinge pe Fiorentina cam oricând sau ca în ultimele partide directe. Nu are cum să aibă probleme cu Juventus. Dacă meciul ar fi avut o miză mai ridicată, probabil că Juventus ar fi apăsat pedala și s-ar fi impus la pat. Dar dacă ar apărea Sabina aici, o surpriză de asta incredibil. Ar fi un X, asta ar fi surpriza, pentru că o să se parieze industrial pe Juventus și este posibil să iasă unță. Nu uităm că până la urmă Fiorentina e locul 5 și echipa care a condus campionatul vreo câteva etape alături de Inter, atunci când a detronat-o pe Inter. Nu e chiar vreun Chievo sau vreo Bolonie. Da. Sabin, dacă îmi permiți, mă uitam pe ultimele meciuri directe. În tur, Juventus a câștigat cu 3-1. Da, am mai avut și pe aici, pe acolo, Fiorentina partea ei de contribuție. Meciuri, în general, strânse între cele două formații. Dar cu goluri, exact. E adevărat, n-a fost 3-2 sau 5-4, dar s-a mai făcut un 1-1, un 2-1, mai au fost și meciuri până cupe. Da, exact ce am spus și noi, peste două goluri asiatic, ne gândim că Fiorentina trebuie să forțeze, e clar. Iar dacă Fiorentina va forța și o va enerva pe Juventus suficient de mult cât să-și dorească torinezii să joace ceea ce știu ei mai bine, e posibil să iasă chiar o partidă spectaculoasă. Da. Același pariu de peste două asiatic l-am avut și la Inter cu Udinese. Aici ar putea marca oaseții, atenție. Frosinone Palermo, mare derby la retrogradare, ambele marchează, un plus de experiență pentru Palermo, dar un plus de calitate, zic eu, pentru Frosinone. Atalanta Chievo 1 cu handicap 0, încep biscuiți în Italia, biscuiți e acel meci în care care la final are rezultatul ce convine tuturor, nu deranjează pe nimeni. 1 cu handicap 0, Atalanta este în acest moment în postura formației care ar mai avea nevoie de ceva puncte. Bologna Genoa 1-1, scor corect în orice moment al meciului, pentru o cotă bună, 2-40. Sampdoria cu Lazio, 2-4 goluri în meci. Atenție, Sampdoria încă nu este 100% salvată. Salvarea ar putea veni în disputa cu Lazio, care, în ciuda rezultatelor bune din ultima perioadă, nu mai are pentru niciun obiectiv de atins. Și Carpi cu Empoli, am spus noi, Carpi marchează în repriza a doua. Aș vrea să se salveze Carpi, pentru că după ce a început atât de prost campionatul, iată-o pe Carpi, peste linie și cu șanse la mai rămâne măcar un sezon în prima ligă. Așa este. Bun, cam asta e Italia. Mai multe detalii o să primiți pe site-ul nostru, pariurunx2.ro, acolo unde veți vedea meciurile analizate în profunzime, cu multe detalii. Mergem în Franța, în Liga. Campionatul Franței nu o să ne ocupe foarte mult timp în emisiunea de astăzi. Trebuie să mai păstrăm timp și pentru restul pronosticurilor, dar vă spunem așa. Toulouse-Lyon, ambele marchează, 1-63, nu-i de lepădat. Marseille-Nantes, X pauză sau final. Montpellier-Troyes, 1 soli și o cotă de 1-30. Avem Saint-Étienne-Lorient, 2-4 goluri în meci, o cotă de 1-50 de asemenea. Rennes-Monaco, ambele marchează la 1-83 și ceva mai curajos și pariul acela care ne cam iese nouă de obicei. Poate ne iese și de data asta. 1-1, scor corect în meci în orice moment. 2-40, să ne iasă. Bun. Și în Cupa Ligii se joacă o chestie interesantă. PSG finala. Cu Lille. Da, e chiar finala Cupei Ligii. Atenție, se joacă la Paris. Da. Pe Stadiul France, nu se joacă pe stadionul PSG-ului. Da. PSG vine după ce s-a impus în Cupa Franței cu Lorient. Da, mai joacă și PSG un meci important în finalul ăsta de sezon, ultimul. Da, păi e cam ultimul meci important în condițiile în care au fost eliminați din Liga Campionilor, vor tripla și o vor câștiga, pentru că eu nu cred că Lille, în ciuda faptului că e cea mai în formă echipă a momentului, din câte știu eu, după Lyon, PSG a mai pierdut meciul în ultima perioadă, fără nicio țintă că a câștigat deja titlul, Lille nu-i poate ridica mari probleme PSG-ului, dar se poate închide suficient de mult încât Ibra și colegii tăi să nu marcheze așa cum au făcut-o de obicei. Noi am spus 1 și sub 3,5 goluri la o cotă de 1,80. Mm-hmm. Bun. Hai să mergem în celelalte campionate. Acum avem ponturi foarte, foarte interesante. Marchez din toate pozițiile și joc în sute de meciuri și competiții folosind calculatorul și telefonul mobil. Câștigă cu winmasters.com. Pariază live acum.
Zicem noi celelalte campionate, dar începem cu Cupa Olandei, prieteni. Se joacă la Rotterdam partida dintre Sabine, ia zi tu cine joacă acest super meci. E finala Cupei Olandei, da, Karin de Becker. Cine joacă? Feyenoord cu? Utrecht. Da. De la Lovin știu că se pronunță Utrecht sau Utrecht. Îmi place foarte mult cum pronunți în olandeză. Ești nemaipomenit. Aici facem în Botoșani, facem foarte multă olandeză. Se vorbește olandeza, nu? Da, fluent. În partea aia a orașului, nu? Da. Unde stai tu? Da, da, da. Așa, bine. Se joacă la Rotterdam, să ținem cont de acest aspect. Deci se joacă la Feyenoord acasă, știm că Feyenoord are fani extraordinari. Dar mai știm de asemenea că Feyenoord are 38 de goluri încasate doar în campionat, iar Utrecht vine de pe locul 5, o echipă cu ambiții europene în acest sezon, da? O echipă cu o serie foarte bună. Credem că poate înscrie cel puțin Utrechtul, pentru că eu zic că Feyenoord va lua în cele din urmă cupa, dar poate înscrie așa cum a și făcut-o în partidele directe cu Feyenoord din acest campionat. Uh-huh. Ambele pierdute, drept 2-1 acasă, 3-2 la Rotterdam. Deci ne limităm la acest ambele marchează într-o cotă de 1,65. Bun. Mergem în ligile inferioare din Anglia, acolo unde Sabin e specialist, doar dacă avem ceva extrem de important, detaliem, Sabin. Am evidențiat, aș evidenția primele trei partide, toate din play-off și toate pentru promovare. Derby cu Sheffield Wednesday, oaspeții marchează, e meciul dintre locurile 5 și 6. Blackburn cu Bristol, 2-4 goluri în meci, am spus noi, și Borough cu Ipswich, la fel, 2-4 goluri în meci. Borough e lider în Championship și probabil va promova după ani de chin, probabil va reveni în prima ligă. Cardiff cu Bolton, Cardiff marchează minim 2 goluri, Cardiff are nevoie de victorie pentru a rămâne în cărțile accederii în play-off. Bolton, ultima clasată, retrogradată de ceva vreme. Mm-hmm. Bun. Mergem și în Bundesliga 2, avem Freiburg, Duisburg 1, Solist, o cotă de 1,35, Nuremberg, Union Berlin, gola în ambele reprize, o cotă de 1,70, Sandhausen cu Frankfurt, X, pauză sau final, o cotă de 1,62 și Kaiserslautern Leipzig, 2-5 goluri în meci, 1,52. În Australia avem semifinalele A-League. Sabin, haideți să le menționăm foarte rapid. E un singur meci, deci e a doua semifinală, Wanderers cu Brisbane, 2-4 goluri în meci. Și am riscat puțin la aceeași partidă. Brisbane se califică pentru o cotă de 2,25. Se califică pentru o cotă foarte bună. În Portugalia avem Primeira Liga, Academica Porto, 2-4 goluri în meci. Sporting Madeira 1, Solis și Sporting marchează de cel puțin 2 ori. X pauză sau final la Ferreira cu Braga. Maritimo Arusa X2 și Setubal Tondela ambele marchează. De asemenea, în campionate mai mititele din Europa avem, Sabin? Belarus, avem un derby în Belarus, bate cu Dinamo Minsk, ambele marchează. Da? În Austria, Mattersburg cu Austria, Viena, 3-6 goluri, va fi spectacol. Și Alfa cu Salzburg, gol în ambele reprize, Salzburg se îndreaptă spre un nou titlu. Polonia, vineri seară, Legia Varșovia cu Cracovia, 1 solist, e prea bună Legia. Și din Turcia, Galatasaray cu Kasim Pasha, peste 2,5 goluri din meci la o cotă de 1,85, meci de duminică seară. Da, viitoarea echipă probabil a lui Mircea Lucescu. Mergem în Belgia, în Pro League, în grupa pentru campionat avem Club Brugge, Varengen, Brugge de cel puțin 2 goluri, Oostende cu Anderlecht, gol marcat în ambele reprize, se marchează în ambele reprize și Genk cu Gent, interval total 2-4 goluri, adică între 2-4 și 4 goluri în meci. În Serie B facem iarăși un maraton. Bari Modena, Bari marchează cel puțin 2 goluri, Cagliari Lanciano 2-4 goluri, Crotone Como 1 solist, Pescara Brescia ambele marchează, Pro Vercelli, Vercelli Avellino 1-3 goluri în meci, Ternana Ascoli ambele marchează și Trapani Cesena 1-3 goluri, Vicenza Spezia egal la pauză sau final, X pauză sau final, Salernitana Livorno ambele marchează, Latina Entella 2-4 goluri și Novara Perugia ambele marchează. Hai să vedem în Superliga elvețiană, Sabine, ce se întâmplă. Avem un sâmbătă seară, avem un Sion Lugano cu pariul nostru 1 solist. Uh-huh. Și tot sâmbătă Grasshopper cu San Gallen, în ambele marchează un derby. Duminică Luzern cu Thun 0-1 goluri în prima repriză și un X final încercat de Tudor, de colaboratorul nostru. Young Boys Berna Zurich peste 2,5 goluri și o bombă duminică seară la ora 5 sau duminică după amiază la ora 5.
va dus cu FC Basel 1x. Nu știm încă cota, dar probabil este una excelentă. Bun. Mergem în Liga Națională de Handbal Feminin. Sabine, vreau să spun că vecinul meu de pe palier, care stă ușă lângă ușă cu mine, e și administratorul blocului, e un fost handbalist. Și am coborât acum să vin la emisiune. Ce crezi că se întâmplase? Niște fete de la CSM București parcaseră pe locul lui. Și omul zice, lasă, Dane, nu mă supăr că sunt fetele de la CSM. E bine, CSM joacă cu HCM, Sabine. Da, un mare derby, două defensive bune. Și sub 51,5 goluri, am spus noi. Interesant și meciul de la Cluj de vineri, Universitatea cu Râmnicu Vâlcea, 2 soliți. Sâmbătă de la 3, două partide, Rapid Craiova 2 și Cisnădie cu Slobozia X final. O nebunie. O nebunie venită de la Novak. Da, da, da. De obicei, umorul se obține alăturând două elemente care se opun. Da? Să spui un elefant cu aripioare, știi? Te face să zâmbești un pic, știi? Sau, eu știu, un chibrit cât un zgârie în ori. Da, chestia asta, alăturarea două elemente neașteptate, stârne zâmbetul. Eu când mă uit la Măgura Cisnădie cu Slobozia, X-olist, știm ce înseamnă la handbal X-olist, da. Îmi vin un pic să zâmbesc, dar, eu știu, dacă vrea Novak... Mergem pe avem, pentru X-olist avem probabil o cotă de 8, 9, 12. Da, 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 la handbal sunt cote foarte mari. Pentru X-olist te duci în 15, da, spre exemplu. Așadar, dacă ar fi să încercăm câteva nebunii în weekendul care urmează, cred eu că și aceasta ar putea, această variantă ar putea fi una dintre ele, combinată cu celelalte ceruri din ele. Nu punem da, mulți bani ca să nu plângem după ei, dar e interesant. Dacă îmi permite o scurtă paranteză, o cunoștință de a mea a ajuns la concluzia că nu mai poate juca la pariuri pe aceste meciuri cu 1x2 pentru că nu câștigă așa la pariuri și o jumătate de sezon din NHL, deci din hockey-ul american, da, a jucat sistem Martingale pe X în meciuri. Dar dacă era o zi de 8 meciuri, el juca primul meci sau în sfârșit în funcție de ore și tot dubla suma, pentru că asta înseamnă Martingale. Și a câștigat ceva? A făcut bani extraordinari cu acest sistem pentru că în NHL remizele, echipele fiind cam de aceeași valoare, campionatul de incredibil de puternic, remizele apar foarte des. Dacă te uiți, foarte multe meciuri sunt decise abia în reprizele suplimentare. Și a făcut bani frumoși. Uite, putem începe cu Cisnădie Slobozia X final, un Martingale pe handbal. Nu ai sfătui pe nimeni să facă lucrul ăsta și spun de ce. În handbal X-ul este mult mai rar întâlnit decât în hockey. Hai să mergem la Dunărea Brăila HM Roman. Spuneam noi sub 52,5. Zalău, Corona, 2 solist și Alba Sebeș cu CSM Ploiești, 2 pauză, 2 final. În Super Rugby, Sabin, hai să vedem ce le recomandăm oamenilor. Să reținem că avem partide care se joacă foarte devreme. Uite, cea de sâmbătă, Hurricanes cu Chiefs, unul cu handicap, minus 6,5 puncte. Dar tot sâmbătă avem un Southern Kings cu Lions, peste 55,5 puncte. Uh-huh. Otago Sharks de vineri, Otago victorie clară. Rebels cu Cheetahs, unul solist la o cotă de 1,48. Stormers cu Reds, unul cu handicap de 6,5 puncte, meciurile sâmbătă la ora 16. Costurile vin de la Dumi și vor fi postate și pe site-ul nostru. Acestea plus altele suplimentare, iarăși foarte interesante. În futsal, UEFA Futsal Final Four, Iugra Benfica, vineri de la 18:30, avem un pronostic pe formația gază și pe scara Inter Movistar 2 solist. În Spania, Levante Zagora, Zaragoza, 2 solist. Barcelona Burela 1 cu handicap minus 2,5. El Pozo Murcia cu Elche, același pronostic, unul cu handicap minus 2,5. Și Pensicola cu Haen, sâmbătă la ora 19, 2 cu handicap plus 1,5. Adică meciul începe de la 1-0 pentru formația Haen. Biletul săptămânii ne-a indus în eroare în săptămâna precedentă. Ar fi cazul să câștigăm acum, Sabin. Da. Ne-a indus în eroare cu Arsenal, care a fost egalată târziu, dar rezultatul a rămas 1-1. Pariem în continuare în Anglia și pariem pe meciul lui Chelsea, peste 1,5 goluri în respectiva partidă. Meciul de sâmbătă la 5. Tot sâmbătă la 5 avem Rayo Vallecano cu Real Madrid, 2 soliste evident,
Și sâmbătă, o jumătate de oră mai devreme, Stuttgart cu Dortmund, peste 2,5 goluri în meci. Avem o cotă finală de 2,65. Eu cred că e foarte bună această. Dacă aș fi în locul tău, Sabin, sincer, aș recomanda mai multă prudență cu acest Stuttgart-Dortmund. Mă gândesc că partida va fi pe foarte multe bilete de pariuri. Mie să nu apară tocmai aici o mică nelămurire, să spunem așa. Da. O chestie mai puțin așteptată. Știi că am mai simțit eu niște chestii de-a lungul vremurilor și am avut dreptate. Mare atenție la Stuttgart-Dortmund. Varianta inițială a biletului nu era cu Stuttgart-Dortmund, ci era cu gol marcat de Concordia Chiajna la Timișoara. Deci, pentru cine dorește să înlocuiască Stuttgartul sau un alt meci sau să completeze biletul, să-l facă din 4, ne gândim noi că și Concordia poate înscrie la Timișoara. Bun, și de asemenea, cei care ne urmăresc pot înlocui oricare dintre meciuri cu oricare altul doresc ei. Adică să zic, uite, mă bazez pe astea două și schimb eu unul de la mine ca să simplific, să risc mai puțin sau să, mă rog, fiecare cum gândește. Cam asta a fost emisiunea. Prieteni, vă invit pe site-ul nostru, pe pariuri1x2.ro, să vedeți acolo ce n-ați mai văzut, minunății de concursuri. Avem un concurs de pronosticuri la care vă puteți înscrie chiar dumneavoastră, care vă uitați acum la emisiune. Dați click acolo pe înscrie-te, te înscrii. Încep să pui pronosticurile, un fel de campionat între tipsteri, cei mai buni tipsteri din România, se luptă între ei să dea pronosticuri cât mai bune. Sunt premii, uite, premii totale de 4.470 de roni acordate membrilor site-ului. Sunt multe, nu membrilor site-ului, concurenților, pardon, de la concurs, așa, sunt multe știri, informații, în fiecare moment totul se updatează. Deci, practic, sunt informații noi, intri acum pe site, mai mănânci un sandwich și când mai intri încă o dată, deja ai alte chestii noi, foarte interesante, nemaipomenite pentru pariuri, o chestie făcută cu mult suflet și într-un mod profesionist la nivelul ziarelor de sport din țară. Așadar, nu ratați pariuri în X2 pentru că sunt lucruri foarte, foarte interesante acolo. Asta a fost emisiunea de astăzi, prieteni. Vă mulțumesc, vă doresc baftă la pariuri, îi mulțumesc și lui Sabin. Ceau, Sabine, și multă baftă îți dorești și ție în weekendul baftă care urmează. Baftă la pariuri și vă invităm în weekend pe site pentru că va fi o nebunie de muncă depusă acolo cu o mulțime de ponturi. Așa, avem mai multe ca niciodată. Nu știu dacă e vreun site din România care să aibă mai multe ponturi făcute de redactori. E practic aproape orice meci important e analizat la noi pe site. Asta a fost emisiunea de astăzi, un pont pe zi. Ne revedem peste o săptămână. Până atunci, baftă la pariuri, toate cele bune! Marchez din toate pozițiile și joc în sute de meciuri și competiții folosind calculatorul și telefonul mobil. Câștigă cu winmasters.com. Pariază live acum!